Bine v-am găsit, sunt Marius de Rebrăgat cu și Chestaria și vă invit să urmăriți în continuare prezentarea video a tabletei Wink One Wi-Fi 7 inch, un gadget disponibil în magazinul Remag, un gadget lansat sub brandul lansat de Remag, brandul Wink. Este un gadget foarte interesant, atât datorită unui preț mai mult decât accesibil, cât și datorită unor specificații interesante. Este foarte, foarte ușoară, este un device care poate fi ținut cu ușurință într-o singură mână. Iată și cutia tabletei. Avem pe cutie o tabletă Wing care ne face cu ochiul. O tabletă care are o baterie de 2600 mAh. Se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi. Are două camere. Una frontală de 0,3 megapixeli și una principală de 2 megapixeli. Poate reda mai multe formate de fișiere video și are o grosime de numai 8 mm. După cum v-am arătat, este foarte subțire și este și foarte ușoară. Pe această parte găsim alte specificații. Se poate conecta la orice dispozitiv compatibil Bluetooth are un procesor Winner Quad Core, are un giga de memorie RAM, ecran de 7 inch cu rezoluția de 600 cu 1024 de tip IPS. Și se poate conecta prin cabrul micro USB la calculator. În cutie se mai află, veți vedea imediat conținutul cutiei, pe lângă tableta pe care am scos-o, bineînțeles, se mai află un certificat de garanție, un cablu OTG, manualul cu instrucțiuni, bineînțeles că avem instrucțiuni și în limba română, încărcătorul, un cablu micro USB pentru conectarea la încărcător sau la un calculator sau un laptop. Acum mă voi concentra asupra tabletei și vă voi arăta principalele elemente de pe carcasă. În partea de sus avem camera cu rezoluția de 0,3 megapixel, camera pentru selfie-uri sau pentru videoconferințe. Pe partea dreaptă, butonul pentru pornire, aprindere, tabletă. În partea de sus, a părții din dreapta, avem butonul pentru volum. Pe partea de sus a ghegetului avem un fager de 3.5 mm pentru conectare la un set de căști. Mai avem uh, mufa HDMI. Mufa HDMI și mufa pentru cabluri micro USB. În partea stângă găsim uh, slotul pentru carduri micro SD. Iar pe partea din spate avem camera de 2 megapixeli și un difuzor. În curând voi reveni cu un review detaliat al acestei tablete. Până atunci, iată și cum se mișcă în meniu. Are pe instalate câteva teste de benchmark, le voi utiliza și vă voi arăta rezultatele în cadrul review-ului detaliat. Până atunci, aștept părerea voastră despre această tabletă și vă invit să recomandați și alte gadget-uri Wink pentru teste.